Muzică lăutărească și mâncăruri alese. Pe stradă, mașini pe care le vezi parcate una lângă alta, doar dacă ai drum prin Monaco. Ce vă descriem noi au văzut însă ieri și timișorenii, care s-au plimbat pe unul dintre cele mai mari bulevarde din oraș. A fost logodnă mare acolo. Două dintre cele mai bogate familii de rom din oraș s-au înrudit. Și petrecăreții au avut și o escortă mai specială. Polițiștii au stat cu ochii pe ei ca nu care cumva să se întâmple, știu eu, ceva nepotrivit pentru o nuntă. Încă de la primele ore ale dimineții, străzile din fața vilei lui Vișinel au început să semene cu parcarea din fața cazinoului din Monaco. Oriunde te uiți, nici urmă de Dacie. Doar Ferrari, Lamborghini și Porsche. De pe trotuar, polițiștii privesc uimiți. Oamenii legii nu au fost invitați la petrecerea de logodnă dintre Alberto, nepotul lui Vișinel, și Estera, fiica unui alt rom bogat din oraș. N-au avut însă cum să o ignore. Pe bulevardul aflat în zona centrală, chiar lângă sediul serviciului de arme, muniții și substanțe toxice, se auzea numai muzică lăutărească. Polițiștii au cerut petrecăreților să dea muzica mai încet, nu înainte de a amenda pe nuntaș pentru tulburarea liniștii și ordinii publice. Petrecerea a continuat apoi în liniște, dar tot a atras privirile trecătorilor curioși. Pentru 1000